Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la informațiile despre vreme. În partea de est, sud-vest și vest a Europei, mâine va ploua, iar vremea va fi închisă cu cele mai mari cantități de apă în Franța și peninsula iberică. În restul continentului, vremea va rămâne capricioasă, iar vântul va avea intensificări în zonele de coastă. La noapte, în țara noastră, cerul va fi mai mult noros, vor fi ploi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Maramureș. Vântul va avea câteva răbufniri în zona de litoral și cea de munte, iar temperaturile minime se vor încadra între 7 și 14 grade. Mâine temperaturile din țară vor fi specifice lunii octombrie, cu valori între 13 și 23 de grade. Vremea va fi capricioasă și va ploua slab în Moldova, nordul Dobrogei, Maramureș, Transilvania și Muntenia. Vântul va avea unele intensificări pe alocuri, iar spre dimineață, în zonele joase de relief, este posibil să se formeze ceața. În București, atmosfera se încălzește pe zi ce trece. Mâine vor fi 23 de grade, poi mâine 25 și miercuri 26. La munte, temperaturile vor fi în scădere și vom găsi o vreme instabilă. O să plouă în majoritatea masivelor, iar abundent în zona Carpaților Orientali. Și în vestul țării, temperaturile vor fi în creștere. Doar mâine se arată puțin soarele. În rest, atmosfera va fi înnorată, iar maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius. În Iași vom găsi tot o atmosferă cu soare și câțiva nori rari. Mâine vor fi 19 grade, poi mâine 22 și miercuri 23. În Cluj, valorile termice cresc cam brusc, de la 16 grade mâine până la 24 de grade miercuri. Doar poi mâine cerul va fi curat și soarele va fi strălucitor. În Republica Moldova vedem înnorări destul de persistente. Pe aici apar averse abundente și este posibil să cadă grindina. Se va face răcoare și vor fi cel mult 19 grade. Ei bine, acestea au fost informațiile despre vreme. Eu sunt Alexandra Băluțescu și vă doresc să fiți bine. La revedere!